Salut și bine v-am găsit la episodul 2 din DayZ. Am reușit până la urmă să mă omor, iar acum am dat spawn exact în același loc. Tipul ăsta văd că înoată puțin. Din nou să zici cu cine ești. Sunt cu Rareș și cu Loris. Nu înțeleg cine e Rareș, frate, și mă enervez dacă mi-ai zis numele lor. Bine, sunt cu Rareș Crux. Vezi că se uită ăla. Hai, bă, dar nu mă pot. Închide filmarea și redeschide, Andrei. De ce? Te rog eu frumos, dacă mă iubești ca prieten, desigur. Nah. Ok. Vitamine, poți să mai păstrezi vitamine sau le arunc? Nu fac nimic. Dar poți să le păstrezi, de ce nu? E de capul meu ce frică mi-e de ploaia asta, știi că mi se pare că fuge roidele. Am Sprite și cola. Mai dintr-o casă, ia să vedem. Eu sunt blocat în perete. Eu nu. Hai de capul meu, hai mă fo, dar te rog, duce ceva. Aici, facem din nou Rex ca de obicei. What? Bă, am ieșit. What? De data asta o să fiu un puțin mai atent. Injection vial, îmi trebuie? Ce să trebuie? Injection vial, da, de inject. Bă, e un fel de siringă? Nu, e o soluție. Nu știu. Șapcă. Am șapcă de baus. Și un măr! Care nu e stricat. Da. Word. Eat apple. Eat. Îmi place să ajungem cât mai repede la vapor. Vino și la mine, după ce ajungi la vapor, vii la mine. Da, dar oricum dau loot la vapor, poate găsesc ceva. Am găsit siringă. A, siringă aruncă. Tu ești în orașul ăla de după vapor? Da. Dar nu ții cu marea în stânga, nu în dreapta. Da. Dacă mergi cu marea în dreapta, ăla e nașpa orașul ăla. Bă, mi-e frică. Bă, nu e un oraș, așa gen... am găsit un salam. Ai bandage. What? Zici că e salam. Nu cred că pot să cobor pe acolo. Să încerc pe aici. Să-mi am găsit o trusă calea Star kit-ul țin sau îl arunc? Serios, nu pot să cobor pe aici. Waterproofing table. Da, mă, dar nu se poate închide. Și mă enervează pietrele astea. Bă, Andrei, aici ăla știu. Am găsit o trusă medicală. A, uite glanțe de aia. Vai de mine. Că trebuie să ocolesc pietrele astea. Am găsit trusă medicală. Sunt într-un spital ceva. Plin de chestii, truse medicale. Într-un spital mic albastru sau într-un spital mare cu etaj? Da. Într-un spital mic albastru. Serios. Bă, deci pe cineva, Loris, hai căsește-mă tu, că eu n-am armă. Am și eu așa puțin chestii. Bine, abia... Din nou mi-a resetat caracterul, dar mă rog. Glanțe, nu, te rog, spune că nu-ți deschizi. Vai, nu-ți deschizi. Las că nu-i bar. Glanțe, te rog, spune că-s... Deci când dau zoom am le... Du-te, da, și lasă, nu? Glanțele, nu? Nu! Nu, 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 nu. Ai murit. Vine un zombie retard după mine. Eu, dar fugi. Ce? Păi, dar după unde pana mea mai alerg? Că nici n-am lutuit orașul. Fugi pe niște străzi și cam după un minut după ce te fugărește o să obosească. Și uite, apoi... Fii atent, Andrei, în care merg mai alt zombie. Și tot, nu? Poți să treci pe lângă el și apoi... Și mă mai și lovește. Bă, mă disperă sunetele astea de fulgere. Așa mă sperie. Zici că e un player. Care trage ca un retardat și... Să vedem ce putem găsi de data asta pe vapor. O să fiu mai atent cu scările, să nu mai alunec. Papuci! Pișcă. Au bătit zombiul, dar nu e așa în spate. Ai de capul meu, bă, mi-e frică, deci... Eu... Tremur. Bă, nu vreți să mă vedeți acum. M-a lăsat. Numai dacă fac facecam. Da... Loris, descrie-te cum arăți, cum arăți. Bă, nu știu, oh my god! Am găsit o piatră! Da, și eu am găsit long range. Gata, cred că am scăpat și uite, am drop frame. Gata, și-a vintut. Bă, Andrei, azi mai aici, avem long range scope. Bine, Loris. I'm completely shocked. Mamă, bă, ce șmecher arată.
Și uite, pune-l, zici că-s... pune-l pe Mosin glicit să în vezi. Ușă. Pune-l pe Mosin să vezi cât mărește. Păi, dar nu găsești nimic da, mă, aici. Pe asta fă. Am pune-ți pistolul. Băi, zombi în poate copiată. Așa intrată. Zombi poate să fie la 20 de metri. Ia uite-l bă că vine. Da, te văd de la o distanță extrem de mare dacă asta vrei să întrebi, Rareș. Da. Da. Sunt pe un câmp. Hai, da. No, deci închidem prima dată ușa după noi, că îmi vine să fac de aia. Nu găsesc nimic pe aici, nu știu care-i faza. Mergi cu apa în stânga, cum te-am zis, mă. Da-s la vapor. Dă-l încolo. Și... nu. Vine unde de obicei se găsesc o grămadă de arme pe la vapor. Nu prea se găsesc gloanțe, dar arme se găsesc. Gloanțe am eu. De shotgun. Bine. Poate găsesc un shotgun. A căzut para pe tastatură. SKS. Lori, s-am găsit SKS. No, unde? La vapor. Foa, mamă. Și am găsit și niște gloanțe. Deci, nu cred. De SKS! Oh. Oare nu pot? Bă, voi tot găsiți. Oh, SKS verde. Acum vine alții după mine, băi, ești prost. Ce pana mea. Bă, știi ce ne întâlnim în Berezina? No. Bă. Nu. Ce? What just happened? Da, mă, ți-am spus eu, sunt prea mulți. Bă, mi s-au glicit glanțele, nu le mai găsesc. A, da. Nu știu. A, nu stai. Le-am dat empty in vicinity. Dacă lag de la glitch-ul ăla. Mama, nu vreau să zic de glitch-ul ăla. Poate e și ăla. Păi, deci mă aleargă zombie. Bă, pe toată mapa, da. Mai multe glanțe de magnum. Băi, deci zombie ăștia m-a alergat dacă ar putea pe toată mapa, băi. Zici că e handicapat, zici că face... Ai! Zici că e... Un rinocer în travali. Un rinocer care naște. Rinocel, nu rinocer. Ai de capul meu, mă, mi-e frică. Ai, fuge cineva după mine și nu vreau să trag după el, că... Așa. Nu poate să stau lângă civilizație. Bă, deci uite aici am alunecat o dată trecută, mi-e frică. Să încerc prin cealaltă parte, poate am mai mult noroc. În primul rând că le-ai alunecat, în primul rând că ai căzut atunci. Dacă găsiți... Nu mi-arată butonul de coborât pe scară, trebuie să-mi arată o săgeată în jos și nu mi-o arată. Ce n-ai, nu. Băi, deci eu aleg de jumătate oră de 2 zombi. Zigzag. Gândi că un prost să scapi 2 zombi, mă gândi. Deci nu e un tip acolo, eu nu mă întorc. Uite, am ajuns exact în locul în care Pink le fura pantofii. N-am mai ajuns în locul ăsta din vapor. Sunt șanse mari să mă nimerească tipul. Adidas șmecheri. Dar pune-le numele Adidas. Zombi, după ce te aleargă o vreme, pur și simplu te lasă și stau în locul ăla sau își dau despawn sau ceva? Nu știu dacă își dau despawn. Care își dau despawn. O vreme adică mai stau în locul ăla. Am văzut unul care și-a dat despawn. Ce tare! Am coborât fără să folosesc scările astea tâmpite. Am sărit prin perete, știi că atunci când intri, trebuie să sari ca să ieși din perete. Nu, zombie. Okay, hai de capul. Băi, știți că ai avantajul să joci în third person? Că... Vezi în spate. Da, exact, vezi în spate. Bine, când ai rucsac, așa vezi. Am găsit o arbaletă. Eu dai, voi la păstrați și mie, hai, că eu alerg de zombie de jumătate oră și văd că acum am scăpat. Dar n-am unde să o iau. Și nu înțeleg cum... și o furcă. Hai cu ghiozdanul, tati. Ia să începem. Nu înțeleg cum mi s-o am găsit glitch. Compasul, mă ajută cu ceva? Nu. Adică ți arată unde-i nordul, da? What the fuck? Ce? Direct prin casa a intrat un zombie. Da, băi, știu. Mă lase, deci mă sunt ăia doi. Ăia trec prin orice zombie. Păi de ce? Păi dar prin scară știu că n-ar trebui să urce scările. Ba, urcați scările? Da. Au trecut prin scări, dacă vrei așa. A, asta da, trec prin scări, dar nu urcă să. Băi, să mor eu, mă aleargă de jumătate de oră ea. Credeam și eu că am scăpat de ei, m-am băgat și eu într-o casă, am luat și eu compasul și văd pe ăla că intră prin zid. Păi, dar nu găsesc și eu opa.
Nu găsesc și eu un ghiozdan, ceva, o haină cu buzunare, am numai buzunarele de la pantaloni. Am găsit eu o grămadă și acum încerc să vin în Berezino. Ok. Mă plec și eu acum de la vapor. Mamă, dar nu mă mai duceți în Berezino, veniți și voi spre mine. De tu ești în Berezino? Alerg în partea opusă dacă ține apa. Spre vapor? A trecut de vapor de... Cine și-a pus soneria melodia asta? Alarma. Alarma. Îl copiez pe Robert, da? Știi că e și 10, dar mă rog. Mai stă un pic. Vreau să-mi... Taekwondo. Andrei. Medikit, yay. Când ai taekwondo tu? What the fuck? Andrei, când ai taekwondo de obicei? Ce? Când ai taekwondo? Când? Da, în ce zile? Lunea și vinerea. Și foarte rar miercurea, de ce? Nu era masă. Păi deci eu nu scap de zombie ăștia, mă enervează la culme. Mă întreb cât am filmat. Dacă schimbăm serverul, se dau dispawn mobii? Da, numai că tu pe tine te scoate de pe server. Eu cumva am urcat prin aceeași parte a nu. Ok. Bă, Andrei, unde sunteți? Vă rog, duceți-vă în Berezino și aduceți, bă... Nu știu ce să aduceți. Aduceți. Cred că fac jumătate oră până în Berezino. Dacă aveți SKS, e bun și bă, eu fac ce am zis jumătate oră. Eu am SKS și am găsit în gloanță, dar nu știu cum s-o cliciuit. Nu mai am chef să caut prin vapor. Am eu, lasă. Vizurile mine, Andrei? 10. Oh, 20. Și eu găsisem 20. Dar... cred că... Bă, atunci când iei gloanțele în inventar și le arunci pe jos, le dă un pic mai în față. Da. Atunci eram chiar în margine și le-am aruncat și teoretic ar trebui să fie pe aici prin apă, dar clar că nu îs. Andrei, tu n-ai dat? Da, stai că mi-ai spus. Da. Eu tot credeam că ai rămas acolo la copac, știi, dar nu. Deci ăsta... Băi, deci tipul ăsta într-o parte o nota și într-o în cealaltă parte... Mă, Andrei, acum întrebarea e cum îmi dau și-o seama că nu mai sunt urmărit. Long range, știai că e ajustabil. N-ar trebui să-mi scrie ceva încet. Nu, Andrei, nu. Ce... Știi că long range scopul poți să dai zoom. Da. Dar cu ce? Cu rotița aia cum se dă? Nu știu. Eu tot episodul ăsta, tot ce am făcut a fost alerg de zombie. Eu alerg spre voi, sper băi, să nu... Băi, ce rapid e ăsta, bă! Deci îl nată mai încet decât fuge, decât se plimbă, adică... Eu acum plec de la vapor și merg spre Berezino. Ai, mă, dar vină spre mine, Andrei. Dar tu ești după Berezino. Păi, dar n-auzi că eu țin apa în stânga. No, și tu te îndepărtezi de vapor. Păi, exact. Păi, doar că eu cred că ești la jumătate de oră de vapor de mers. În cauza zombilor ăștia proști. Mă, păi întoarce-te. Cum vrei că încă mă aleargă de jumătate de oră? Cum, bă? Înseamnă că nu dai sprint numai jogging. Nu-mi zice hungry și dau sprint. Îmi zice shocked. Bă, Andrei, am un backpack, orange mountain backpack și... Hai să vedem până ne spargem. Serverul îmi dă receiving. Hai că mă întorc. Gata, merge. Uite, damaged. Asta e, care era drumul? Ai fi râs. Că mă aleargă zombie! Am stat așa 5 minute. Bă, de ce așa? Hai să schimbăm serverul. Mă rog eu frumos. Oh my god, cățios. M-am plictisit că m-a alergat atâta de zombie. Yes. Bă, păi cam mulți. Revenim când după ce schimbăm. Ne-am întors. Bă, Andrei. Ce să ești zic? You're a fucking genius. Am primit un mesaj. Ce Call of Duty ai? Întreabă o colegă. Toate. O colegă? Au o colegă care se joacă Call of Duty. Dar e super de treabă. Mi-a dat spawn. Și de ce am totul nou? Ce totul nou? Am chestii, nu mai am nimic. Nici eu. Ce? Pe mine nu mă deranjează și așa nu prea aveam cine știe ce. Pe mine mă deranjează, da! E teme, mie îmi place, adică... Și iarăși la mama naibii! Tot în același loc îmi dă spawn. Eu ajung în Berezino. Și tu, Berezino. Și mie tot în același loc mi-a dat spawn. Vino. Da, Berezino.
Bă, dacă ți-o încă 5 pe lângă noi 4. Andrei, vezi că se vede cu zoom-ul, bere, cheșetul. Și o să, acolo ajung eu la, văd portul, chestia. Eu mă duc în clădirea. Deci ăsta e același server. Da, că înseamnă că nu o să mai găsesc nimic la vapor. Ok, vino după mine, vino cu marea în dreapta. După te găsești deschisul. Vino cu marea în dreapta data asta. Bă, dar caracterul meu înseamnă că mi l-o șterez, deci deschisul nu mai e. Exact. Ajuns la o macara, da. La intrarea în asta, wow. Trebuie să fie ceva gen un porc și macara și chestii. N-asol dacă la aveai. Bă, în Berezino trebuie să fie. Uite aici găsim eu lopata ieri. Bă, cred că e un tip aici, că este un zombie, ce stă ca disperatul și... Ok. Bă, mi-e frică. Nu înțeleg de ce îmi tot resetează caracterul. Oare nu este server de îți resetează mereu caracterul? Ce sunt de alea, dar... Eu cum nu întâlnesc prea multe, adică mai nou... Ție nu ți l-a resetat când ai intrat, Loris. Nu, uite-te, adică, nu, uite-te, da? Mă îmbușcă unul! Alt zombie. Bă, da, mă, deci dar... zombii ăștia mă disperă, frate, efectiv mă disperă. Altul! De ce, pana mea, s-a atâția zombii peste tot? Da, nu știu. E sa de zombi. Bă, zombi de aia femeie, știi? Proastă de aia ce fuge. Alea-s nașpa că strigă ciudat. Da, mă, și te spere și toate mă spere până urmă. Adică toți. Obosește în... Paștele mapii. Cea mai faină replică ce-o știu de la I Hate Pink. Hai că revenim când mai înaintăm un pic. Am Bă, revenit din nou, am revenit. Da, în sucuri. Bine, din nou mi-a dat creș. Cum se... Dacă cum se știe bea... cineva cum se rezolvă problema asta cu creșul, aș fi foarte rău. Bă, Andrei, cum se bea apă de la ploaie? A, stai că umpli sticlele cu... de la ploaie. Eu n-am apă. Vezi că umple 1% sau 2%. Totuși e destul de rapid. Dacă umple 1 sau 2%, înainte umplea numai 1. Mama, am ajuns în cernă. Mi-a dat spawn lângă cernul, what? Oh my, what? Dar parcă au scos spawnurile. Păi... De lângă cernul. Da. Păi și atunci ce mi-a dat spawn lângă? Poate nu e. Scrie clar aici, la intrare. Nu vă clădirea aia că e ceață și... Zici că sunt mort. Se pare da, mie sau... văd clădirea. Andrei, tu știi să ajungi la... Da, știi. Du-te la clădirea aia cu macara. Aia, ok. Bine, vine acum. Încă sunt pe stradă, încă nu văd. Ba, văd în depărtare extrem de înceață macara. Niște macara. A, și eu le vedeam pe alea. Acolo vino, că acolo sunt eu. Parcă ai spus că ești la încerno. Ioi, și vine un zombi după mine. Păi eu m-am omorât. Păi și după mine venea. Cred că e fix zombiul care venea după mine. Nu, no. Își dau dispawn după atâta timp. Ba nu, eu ieșeam și îmi dădea creșt și... Acum l-aud, fii atent. Și nu-mi văd încă imaginea. Las-mă că fug așa. A, obosit deja prostul. A, stai mă, că-i zombie, credeam că-i... A, obosit deja prostul. Mamă, mă, domnule! De ce v-ați dat numele Romania Bandits? Da, păi, stai că o să te invit în grup. Oh my god. Ce vezi la numele Romania Bandits? Suntem români? Suntem bandiți? De ce nu? Uite-te în grup. Văd deci... totul alb negru și mi-a dat... Suntem bandiți din ăia mai... Mai vezi macaralele alea, Andrei? Da, acum ajung la bă, da, schimbat, acum vin eu schimbați-vă... Pe tine. Andrei, vezi schimbați-vă vezi în turn cu alb roșu, vezi în turn cu paranteze drepte. Eu l-am schimbat. Vezi în turn cu paranteze drepte? Da. Numai și pe Skype și pe Steam. Lasă. Mi-a dat spawn la gară. Iar încă nu știu. Mi-a dat spawn la gară. Ce, și ești inconștient? 2, 4, 6, 8, 9. A, dar nu se poate. 6 tipi în afară de noi. Îs ceva? Ai de capul meu, mă. Bă, Andrei, ești la macara? Nu încă. No. Dau loot, că n-am nimic. Rare, și ești la macara? Mi-a dat... Crash, am o mască de medic. Oh my god. De aici îmi tot dă crash, nu înțeleg, n-am nimic aprins de ce din cauza unui program, dar ce program, dracu? Căciulă. Programul poate căciulă o să-l caut. Asta, da, asta vreau să zic.
Programul căciulă. Mamă, astăzi din mă niște ce ochelari. Și programul niște ochelari, la varianta niște ochelari. Bun, mi-a dat spawn undeva unde ceva genul. Bă, Andrei, folosești programul căciulă. Toată lumea îl folosește. Oh, intru, eu intru da, prin ușa. Bă, intru prin ușa, Chuck Norris. Bă, ce m-a dat în spate. Bă, okay. Văd că e lutuită zona asta. Bă, Andrei, să-mi spui când ajungi să nu te omor eu din greșeală. Bă, eu acum dau la niște case care sunt drum, niște mai multe Căscam. Case. Că vreau să iau prostul. Niște chestii. Ioale, chiar eu am la casa asta, parcă. Un zombie. Nu mai merg la casele alea. Bă, Andrei, am găsit furcă. Eu și aveam furcă. Nu, s-o iau. E mai bună decât farming tău. Da. Bă, glanțe. Și acum vine zombie după mine. No, du-te, man, da să... pune ceva. Acum s-a mai adăugat un pistol pentru 9M, am zis două, deci... Mama, sunt mai folositoare. Deci, bă, este... e lutuită toată zona, frate. Este un pistol pe 1, da? Da, ăla-i. Așa, mai este un pistol, Mosin. Ai, de capul meu, mă, nici astea nu-s de Mosin. Io. Bă, spune-mi. Ai, de capul. S de SKS. Amor, zici că au ceva ăștia cu SKS-ul. Și tocăciulă. Da. Gata, am scăpat de zombie. Am un baseball helmet. Acum cred că văd clădirea aia. Nu. Să obsedați de programul căciulă și baseball. Și ochelari. Și ochelari. Și ochelari. E nașpa care există exact cum e Q, așa în Minecraft să arunci o chestie. Trebuie să o tragi afară și e cașat. E mai sofisticat. Așa, am găsit o căciulă sau ceva. Căciulă. E chiar o căciulă, e demici de noi. O rotă în potato. Ia să ne începem aici. Niște case. Am Biblia, lol. What? Ce vezi, ți-am zis că este Biblie. Ce? Bă, adu aici. Deci adu la vezi. Că vreau să vă citesc eu din ea. Să se spovidesc. Și dacă găsim pe cineva, luăm bizonier și... Să uită un preot la noi. Ghiozdan. Acum când n-am nimic, acum am găsit ghiozdan. Eu chiar n-am nimic, adică bine, am o șapcă, am cheșat. Eu am niște ochelari, o mască și o căciulă. Stai că acum folosesc ăsta, cum se numește? Am o șapcă de boș, așa am niște. Știi, folosesc Mosin, o să mă uit după tine, sper să nu-ți trag. Spaghetti. Și niște... Băi, mă duc spre Cerno, spre Electro sau vin spre Baseno sau ceva, cum se numea? Berezino. Berezino, Baseno. Păi vin în coace, că doar nu crezi că noi o să venim după tine. Căciu! Da, deci să vină după voi și nu voi după mine, să înțeleg. Pentru că noi suntem doi. Și pentru că noi suntem 15. V-ați întâlnit? Nu, da. Da, aproape. Încă un pic. Ce e aici sus? Eu cu Andrei eram... E o piatră, serios, din nou. E prima oară când mă întâlnesc cu Andrei, dacă o să mă întâlnesc. Hai să vedem pe acolo. Un ciocan! Nu știam că există ciocan. Nici n-am iteme, normal. You have craft rags. Văd un oroșel acolo, mai e așa mai mic. Bă, oare bun ciocanul? Ciocan. Piu, piu. Bună ziua, seniorita, și bine v-am găsit la urmă. What? Bă, dar ce mușchi chiar ăsta, băi, din Daisy. Zici că e un mușneag. Cause I'm bitches come alone, crap alone. Hai că plec din casa asta. Recomand. Da, Lori, să mai stau să dau loot la niște case, să strâng și eu ceva chestii. Ah, poate tu l-ai lootat pe alea. Caută glanțe de Mosin. Tu dacă vrei, poți să vii spre blocurile alea, știi tu unde unde... Tu postezi episodul ăsta întreg sau nu-l tai și tu, mai multe părți? Îl tai, normal că-l tai. Normal că tai, da, știi tu ce tai. Da, cum să nu, doamna. Cum să râzi, bă, calul? Băi, deci toate casele în care vine-o zlutate, what? Băi, sunteți sigur că n-ați fost pe aici? Am trecut eu pe aici.
Nu mă da. Loris, dacă vii spre blocurile de unde am sniperit noi în vremurile trecute, ne întâlnim mai repede. Fac, dar nu știu unde sale. Atunci vină pur și simplu spre oraș sau ceva. Bă, sunt berezian, deci... Nu știu, deci eu vreau să caut prin case, să găsesc. Oh my god. Oh. Bă, eu încerc să dau așa zoom, știi, poate... Nici n-am glanțe, că sunt țăran fără glanțe. Bă, și bunicii aveau glanțe. La macara. Glanțe la macara? Da. Deci, nu înțeleg. Jumate din clasă, din casele astea sunt deschise și jumate nu. Foarte ciudat. O, poate sunt mai sofisticați unii și se creează mai... De ce? De ce? Ce? De ce? M-am dus și eu să lutez pe o casă și fix să-mi iau un zombie. Oh. Ce? Badly damaged. Damaged. Păi, dar mereu... Eu ies. Unde? Pe aici să... E 9:30 și tu trebuia să ieși la 9. Așa-i? Da. A, ieși de pe server. Ok, păi... Pa, Loris, mi-a părut bine să te cunosc. Da, păi și mie. Asta e, da, deci asta lololol s-a dus. Și acum o să ne ducem și noi. Dar pune Magnum în cască, dau spawn aici și văd un fir. Păi, deci, zombie ăștia mă disperă. Dar nu prea găsești chestii pe aici, nu știu. No. Bun, deci eu ies. Așa. Și așa poi... să fie voia Domnului, dar multe ciocane găsesc. Al doilea apoi. Deja în cinci. Vreau nici armă, fiindcă mă aleargă moșii și nu pot și eu să lutesc o singură casă. Eu nu pot să cred. Zombie tâmpiți! Sper la Daisy, eu, că mereu mi se blochează când dau shutdown. Adică mereu nu se blochează, se des să iese în greu și e normal, că și mie mi se întâmplă așa. Chiar atât de greu? Da. Eu să-i sună pe lupul. Mie o să-mi sună pe lupul. Mă, roșii stricate găsesc. Hai de capul meu, mă, dar se mișcă. Dar nu e nimica dacă îi dau așa din control al delete. Adică am mai făcut asta de vreo 5 ori. De când nu se mai închide bine. La fel ca Minecraft, nu știu. Ah, da. Spavne. L-am găsit pe Ai Rafael. Nu găsesc nimica prin casele astea. Un ghiozd din albastru. Badly damaged. Lăsăm pe ăsta mov. De ce nu? Ne întâlnim mâine, Rare și Andrei, nu știu. Eu nu. Poți? Ce? Plec. Unde? La unde bună. Care e bună? De fapt, probabil... Nu știu în câte o să... Shotgun! Păi, eu plec. Da, poate ne întâlnim noi doi rarești de... Probabil da. Voi, dar nu să aibă cine să filmeze. E, bunica sigur o să filmeze. Bun. Mă îndrept. Bine. Pa. Bună, nebună. Pa. Da, mi-a făcut bine temele, nu. Pa. Rares? Da. Ok, mai ești pe frecvență. Nu mai ai glanțe de shotgun acum că am găsit shotgun. Am murit ca să scap de zombie. Nu. Se pare mie să era un zombie. Băi, nu înțeleg, deci pe serverul ăsta toată ziua plouă, what the fuck? La mine nu plouă. Cum să nu plouă? La mine tună în ultimul hal și plouă și suntem pe același server. Da, înseamnă că probabil suntem în zone diferite. Eu vin acum spre, văd vaporul, am ajuns la, acum văd vaporul. Hai, vin la vapor. Nu, hai vine la Berezino. Da, eu mereu vin după tine, vin și toată după mine. Nu. Ești nesimțit. Nu. Da, nu mă joc eu cu tine niciodată. Hai mă împreau și odată. Double rifle. E, double shot, mirror shot cu baricăle ha-head. Tăiem shotgun-ul
Hai, mă, vină la mine că eu nu am armă, n-am nimic, mă. Na, îți convine să o auzi pe asta? Ce nimic? Chiar nimic n-am, fiindcă abia am. Păi atunci dai loot la vapor, să găsești. Păi asta vin și eu, dar vino și tu la mâini să-mi donezi și tu. Păi vin, dar vrei să am ce să-ți dau? Păi da, ai ce să-mi dai. Nu am ce să-ți dau. Ba, ghiozdanul tău sigur mi-l dai. Da, da. Nu pup tu ghiozdan de la mine. De ce nu pup ghiozdan de la tine? De ce pup ghiozdan de la tine? Asta e întrebarea. Ia spune-mi tu. Așa de la, de la pentru amic, că, la... așa cum zicea... Pentru că vere vin și bunicul e rechin. Nu. Pentru că așa cum zicea un mare maestru... Băi, pierd luturi în apă, dar la ce să pierd, băi? Așa cum zicea un mare maestru, strugul e uscat. Deci... Ia că ne mai revin, mă zic. Eu? Nu, eu. Am găsit o mască... care nu o să o iau pentru... Ce să faci cu ea? Să-mi iei și mie, că n-am nimic. Asta e că ți-au eu masca asta, că o să te facă să pari... Un retardat. Ciudat. Da, exact, un retardat. E masca din aia din Payday. Dacă e de aia de clown șmecher. Hai că bounce, așa cum avea ăla... Schini avea, bă. Bă, nu pot să urc pe scă... Gata, bă. Și mi-am scos să-l dea pare. Yo, acum auzi și eu tunetele. Acum auzi și tu pe bunica, acum, te întrebi acum... pe mine? Nu. Ia atunci am găsit pe jos, am găsit o siringă. Stai, am ceva ce cu rău. Vrei o mască sau o cască? Am ceva ce cu rău cu orice, ai ceva ce cu rău cu? Nu. Sigur? Sigur. Cât la sută ești sigur? Să moară mămica lui Mo. Nu. Păi acum pot și eu să alerg pur și simplu când dau o dată W, ca acum merge, știu că era o comandă ceva. A, dacă vrei să mergi, shift W. Și dacă vreau să alerg. Ușor? Nu, da, da. Ușor sau repede? W ușor. Dacă... Dacă dar ești obosit... Merge. Dacă ești obosit, o să meargă. Pantaloni. Și... Chestii. E timpul să experimentăm. Și un tricou negru. Vaporul ăsta n-are nimic în el, frate. Uite, intră apă prin el. Eu uite, am găsit ceva, cred că deja... Chetă. Ia să-i mins. Un măr. Badly damage-o lor. Un măr pristin. Și un kiwi stricat și niște... Kiwi, mă! Kiwi! Kiwi! Cum era unul în loc de Huahui, zicea Huahi. Nu mă, Huah-W, dar nu știu cum îi zicea unul, bă, deja am râs atâta. Cât de analfabet să fie, mă, mine nu mai pronunța decât să fii în halul ăla. Ce? Huawei? Huawei. Da, mă, Huawei, mi zicea, Huawei. Sau ceva în genul. Huawei, zicea, mă, Huawei. Gata. Ah. Huawei. Știi că și eu la început ziceam Huawei. Și eu Huawei ziceam. Huahui, ziceam, Huahui, sau ceva în genul. Ce mă, Black Hood? Black Flag. Black Bunica. I-am făcut. Combine Rags, ok. Băi, câte, avem câte chestii. Câte Rags poți să stachezi? 6. Sailing Bag. Este, frate. Este, frate, Andreea, așa fericit. Nu mă lasă să-mi schimb pantalonii, de ce? Sprea murdari. E prea... Băgați-mi undeva. Să nu zic eu ceva, Andrei. Să nu zic eu ceva, mă abțin. Băi, ce mi s-a părut că mașina asta e un player. Și ce mi... Cum ori, mă? E, așa. Bază... auzi, bază militară. Secție de poliție. Aici s-ar... Mosiul găsești. Mosiul acolo. Ia să vedem ce am găsit. Am găsit o căciulă. Te doare capul să spui Mosi. Nu Mosi. Da, Mosi. Băi, deci... Bă, cum să-mi dea, mă, crești, mă, tot timpul?
Din jocul ăsta e cel mai mare căc. Bă, am găsit un blood test kit. Deci îmi dă din 5 în 5 minute. În continuu, frate, exit. Ia mâna. Cred că cineva o cam lootat pe aici, adică nu găsesc cam nimic. Nu că nu găsesc arme, nu găsesc nimic, niciun fel. Aici pe bunica nu o găsești. Aici în camera asta, de obicei erau arme, aici în camera asta, erau arme, cam mereu ceva, sau gloanțe, ceva. Dar cu siguranță l-a luat cineva. Aici, în rafturile astea roșii de pe aici, erau arme și gloanțe. E clar că cineva a fost aici și-a luat tot, nimic nu mai. Nimic nu mai ai. Sau... Asta e o căcăciulă. Căcăciulă. Pe coperiș? Nici aici nimic. Clar, cineva a luat tot ce se putea lua din secția de poliție. Și ce am găsit... Loris luase mai devreme. Ce? Păi a zis clar că a fost în secție și că a găsit nosiu. Mosin. Deci am zis mosi. După aceea mi-ai să zic n. Și după aceea am zis nosi. Tu mai zic... Nu n. După aceea s-a intenționat. Nu joc de Android. Andrei, tu știi că eu glumesc, sunt prietenașul tău așa, yeah. Gagic la gagic, șmecheraș la șmecheraș. Acum a vin spre vapor. Grăsan la grăsan. Înțelegi? Sunt un gras. Hai la vapor. Vii. Sau. Hai la vapor și apoi probabil... Eu sunt la vapor. Ok, atunci, e bine. Ia să vedem. Mi-a pus căciula aia super șmecheră, mi-a pus. Mă enervează că mă dă în third person. A, văd vapor. Uite. Stai. Hai că ne întâlnim și apoi încheiem sesiunea asta de filmat. La. Care cred că a fost vreo 2 ore. Sau o oră numai? Da, a fost. Numai o oră, cică. Deci o oră. Ba, o oră, fix o oră. Nu, mai mult de o oră. Unde ești? O oră jumate. De unde vezi? Din stânga sau din dreapta? Eu merg cu apa în dreapta. Păi și nu te văd pe tine. Păi mai am un pic. Îl văd în depărtare. Deci aproape-i vaporul. Și acum, ce departe îi. Și ce ce aproape îi acum. Gata. Să nu ne mai prostim cu field of view. Hai. Nu mă vezi încă. Am o cască roșie și un ghiozdan mov și chestii. Cam atât. Și haine, mai ceva haine. Ia să vedem, nici n-am fost dat de la ce ai zis, dar primesc mesaje și mă enervează. Dar tu unde ești mai exact? Vezi de la un coleg. Era să cad pe vapor, sus, în vârf, dar nu te văd, asta e ideea. În care parte a vaporului? Sus, în partea sus de tot, în vârf. Unde dar ești, unde te văd? Dar în față sau în spate, că sunt două bucăți rupte. Acum vin în față dacă e, eu sunt pe partea din spate ruptă. Dar nu te... Partea din spate a vaporului sau... Da, vaporul. Partea din spre Verezino, adică. Da. Tu unde vii? De unde vii? Din Verezino? Da. Din Berezino. Rămâi acolo sau coboară și rămâi la intrarea în da, partea. Da, vreau să te văd și eu așa să te văd de sexy ești ce ai. Ți-i foame? Mie e bunica. Da, mi-e rău. O să-ți dau... ție mărul meu și oare poți să deschid spaghetti cu ca nu pot, de ce? Da, cu ăsta. Uite că ăsta pot. Ok. Acum ajung la vapor.
Deci să nu te sperii dacă vezi un tip cu cască roșie și cu... Acum ești în fața vaporului, că te văd. Mov. Să te văd. Acum sunt niște cutii. Ești în fața vaporului? Nu chiar. Te văd, uite. Salut, ia sunt vârf. Ești așa de sexy. Uite ce alergat. Eu sunt vârf, mă vezi? Băi, nu te văd de piatra aia mare. Stai, du-te. Așa, uite, salut. Ia sus, mă vezi? Coboară. Salut, nu știu, nu-mi vreau picioare. Ar fi acum cu lumea să murim. Eu sunt aici, lutuiesc. Hai, vino că nu-i luat. N-am apucat să iau loot. Ce? Ia, luneca, așa muri. Clar. Pe cuvântul meu. Respawn, yes. Nu. Ne întâlnim și noi odată și atunci am mura, apuca măcar să te văd și eu. Măcar atât. Treci pe secunde până îmi dau spawn. Poate îmi dau fix lângă vapor, mamă, cât de fericire ar fi. Aș vedea pe Andrei așa despreptat. Șmechean, bine, hai, am looturile, sunt pe acolo pe undeva. Dar ce? Aveai și tu ceva? Aveam, am găsit topor, glanțe. Ce glanțe? Nu știu, de mosin. De mosin? Asta e unde mi-a dat spawn. Eu am double rifle, ăla folosește glanțe de mosin. Bă, ideea e că nu știu unde mi-a dat spawn. Cât de tare te-ai supărat dacă atunci când ai venit te-aș împușca? Nu m-aș mai juca în viață mai cu tine. Ce zici? Daisy? Da. Nici Minecraft nu m-aș mai juca. Deci aș da bloc pe Skype totdeauna. Și aș vine și te-aș împușca. Ești rău. Sigur erai în partea din față. Eu eram, nu m-ai văzut, ești chiar. Eram în partea din spate. Da, nu te văd. Eram în partea din spate, am murit. Tu chiar nu înțelegi? Tu chiar crezi că am glumit? Nu, dar nu-ți văd corpul. Am căzut, deci eram, du-te unde eram eu și am coborât printr-o chestie și am alunecat și am căzut și mi-am rupt piciorul. Ai căzut de pe vapor? Nu de pe vapor, în deci vapor. Deci erai tot pe vapor. Erai la suprafață, vedeai cerul sau erai în vapor? Eram din suprafață, am intrat într-o cameră și am căzut acolo. Și am murit. Înțelegi acum? Nu prea. E, atunci îmi pus. Iarăși... Vaporul ăsta e cam glitch, mereu vezi chestii, iteme plutind. Eu țin cu mare în dreapta, poate ajung la vapor. Cum faci ăla? Și la mine. Ai găsut undeva unde este apă, jos? Nu era apă. Deci nu aici, probabil. Oh, te-am găsit! Și un rotten kiwi. Mai sunt itemele? Avea o geacă din aia stufoasă. Nu mai știu. Avea o cască, avea eu o căciulă cu urechi din alea de blană. Nu. What? Avea în cască de militar. Atunci nu ești tu! LOL! Am ajuns în Berezino, what? Sunt la macarea din Berezino, vine, nu știu. Nu înțeleg unde ai căzut. Băi, o mănânc mâncarea. Nu, Andrei! Așa, mănânc. Mănânc-o, bă! Mănânc-o. De ce nu mănâncă prostul? Aaa, cred că s-a stricat serverul sau ceva. Eu zic că o să dea nume message received. Pentru că tocmai era să cad și să mor ca tipul ăla. Și te-ai rupt piciorul din nou? Nu, era. Era. Acum mai intru într-o casă. Ok, hai că terminăm aici.
Închide filmarea și ne mai jucăm noi așa off camera puțin. Nu, nu. Dar ne jucăm așa și dacă e. Am găsit plate de pistol de care n-am. Ceva cu binoclu, îmi trebuie? Cu ăla mărești stupid de mult. Să-mi-l iau? E, da, poți să-ți iei și să vezi cum mărești. Dar atât, serios. Și cum mă uit cu el? Dau click și ceva? Să mi-l pun în inventar, așa e mie. Nu pot să-l folosesc. Ups. Și cum folosesc, F? Cum îl folosesc? Îl pui în mână și click dreapta. Păi da, și nu se întâmplă nimic. Bă, da. Mi-a apărut binoclu, dar nu văd nimic cu el. Pur și simplu îl ține în mână. Nu-i ruined, cumva. Poftim? Nu e cumva ruined. Nu. Este... pristine. Ok, nu știu, vom vedea asta în episodul următor. Pentru că aici se termină probabil al patrulea episod sau așa ceva. Nu știu încât o să împart, sau al cincelea sau al șaselea. Dar în următorul episod este posibil să aflăm de ce. Eu fac outro. Deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe, fiindcă ne ajută și ne motivează. Și nu uitați să... Paaa!